Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Let's dance. Bună dimineața, cum ar veni? Dacă ar veni. Tema zilei de astăzi. Începem astăzi cu o chestie care ne enervează pe toți, care ne duce pe toți la disperare. Încep așa un pic mai jos pentru că am dormit foarte rău azi noapte. Bun. Negociem, toată ziua negociem vis-a-vis de orice. Adică, ce înseamnă negociem? Adică ne târguim, adică, cum îmi spunea Botezan, că n-am voie să zic la televizor și atunci nu o să zic că ne țigănim, că nu-i voie să zicem asta. Nu-i corect. Ne târguim, deci ne târguim în orice. Dacă mergem pe OSER, ce facem? Ne târguim. Atâta că oamenii aia care vând pe OSER nu se târguiesc. De ce? Nu știu, poate se întâmplă numai în capul meu. Ne mai târguim dacă suntem mici, nu? Dacă suntem la liceu, ne ducem la discotecă, ne târguim. Numai dacă iei mâine un 10, atunci mergi la discotecă. Deci trebuie să ne târguim cu părinții. De ce? Habar n-am, e o mare prostie. Pentru că implicit, dacă te duci la discotecă, trebuie să înveți bine. Bun. Unde ne mai târguim? Ne târguim în căsnicie, nu? Ne iubim ca chiorii, ne tăvălim ca chiorii. Suntem morți unul după altul, dar la un moment dat când ne certăm și mergem fiecare acasă, ce facem? Ne târguim, exact. Deci degeaba ne-am iubit, pentru că după aia contează care rămâne în curgol. Ca să zic repede, să nu se audă. Unde ne mai târguim? Unde ne mai târguim? Voi unde vă târguiți? De exemplu, eu îmi târguiesc felile de pizza. Cu cine? Păi, cu tine. Este pizza cu mine cinci, n-ai făcut asta niciodată. Cu 5 felii și întotdeauna cine mănâncă a 5-a felie. Corect. Mă târguiesc cine duce gunoiul dimineața. A, exact. Deci vedeți, cu femeile în general te târgui orice ai face. Deși și în dragoste te târgui. Te târgui dacă te îndrăgostești de ea sau nu. Ea hotărăște, te târgui. Dacă duci gunoiul, cum zice Botezan, și faci lucruri frumoase, ne târguim și poate ne iubim un pic. Știu eu o poveste așa între bărbați și femei cu târguitul. Erau niște tip la pescuit și fiecare zicea ce a trebuit să, cum a trebuit să se târguiască cu soția. Zice unul, i-am promis că pun gresie nouă în bucătărie ca să mă lase la pescuit. Altul zice, eu i-am promis că-i cumpăr ceva. Și le întreabă pe unul care părea foarte fericit și că nu s-ar fi târguit. Zice, tu cum te-ai târguit? Și eu nu m-am târguit. Dimineața la 4 am întrebat-o, vrei sex sau mă duc la pescuit? Și a zis să te îmbraci gros. Ați văzut, deci peste atât. Tot. Cam în toate domeniile ne târguim. Mai aveam vreo două în cap și le-am uitat. Oare cum se negociază fotbaliștii? Dur, foarte dur, exact. Se negociază. Cum? Exact. Îl sun și la zici? La sânge. Nu-i zici lui, că nu-l sun pe el. Că nu e el atât de șmecher să, ca regizorul care îl sună pe actor. Sună antrenorul. Alo, măi fotbaliste, măi fii atent, vreau să te iau la mine, mă. Ce faci, ești ok? Ești vorbă, ăla n-are ce la vorbi. Ei nu prea vorbesc. A, el îi vorbesc. Ei fac numai, dă-mi numai un pic. Și îl dă pe domnul antrenor care vorbește în locul lui. Tătorul de ofițerul de presă. Dar eu cred că și dacă îi faci o ofertă ca femeie unui fotbalist, tot foarte dur este negocieri, că e obișnuit cu lucrurile astea, știi? Ne târguim chiar în melodiile drăguțe de Crăciun, nu? Bună dimineața, moșajul. Ne dați ori, nu ne dați. Deci ne târguim, ne dați ori, nu ne dați. Sau depinde ce faci. Împodobește mamă bradul, dar împodobește-l tu. De ce să-l împodobească maică? Soarele tău. Bun.
Nu? Ce mai? Salarul iară. Îl târgui, tot timpul ne târguim la salarul. N-am înțeles niciodată care e faza asta. Dar nu e așa, poate se întâmplă doar în capul meu. Tu vii și zici către șeful tău: muncesc foarte mult, dă-mi salarul ăsta. Iar el zice: nu, muncești mult mai mult decât crezi tu și o să-ți dau salar mult mai mic. Nu? Întotdeauna am avut impresia că șefii, toți șefii pe care am avut, au sărit peste cursul de negociere, au trecut direct la ea, așa cum zic eu. Așa e. Pe bune, așa, da, da. Deci singurii oameni cu care n-am putut negocia în viața mea au fost șefii. În rest, îți negociezi și un fir de pătrunjel. Tot ce dar vrei tu, șefii. Asta e vorba de Cluj. Am un prieten la Sibiu care îmi zice că de câte ori vine aici, orice vorbește în afaceri cu oricine, clujanul respectiv ascultă și la sfârșit zice: nu, de ce, cum zic eu? Asta e negociere de pe poziție de forță. E o tehnică de negociere. O tehnică? Eu cred că așa sunt. Negociere de pe forță. La un moment dat intri pe o felie în care, dacă ești clujan, cam ai dreptate tot timpul. Ce-mi place mie să negociez la piață. La piață? Am o plăcere. Am o plăcere să negociez la piață. Deci pentru ultima ceapă fac un scandal acolo de pică piața. De ce? Pentru că... Că ce? Mi-o imaginez. Fine. Bă, n-am înțeles niciodată chestia asta. Câteodată negociez chiar dacă n-am nevoie de produs și vreau numai să văd dacă l-am putut negocia și nu-l cumpăr. Dar sunt oameni, dacă i-ai văzut la piață, care vin și negociază la un pătrunjel. Deci da. Pătrunjelul 2,50 lei și ăla zice: uite, ți iau 6. Mi dai la un leu pe tot 6. Deci... Da, mă, plăcerea aia de a-l face pe om, știi? Plăcerea de a-l ține face ceva. Pe ce? Așa se fac averile. Plăcere, nu știu, o chestie averile. De ego. De... Averile așa se fac. De performanță. Da. Dar mi-am amintit o chestie de când eram mai tinerel și lucram la un hotel. Și la hotelul ăla trebuia să recoltăm. Bine, nu e o poveste foarte de dimineață, da, potrivită. Trece mai departe, zi. Da, e cu chestii care se întâmplă dimineața. Da, trebuia să ducem coprocultură, dacă mă înțelegeți. Și un coleg nu avea, ne-am dus la analize și un coleg nu avea. Eu aveam în plus, deoarece eu lucram pe recepție, el lucra pe restaurant. Și lui era imperios necesar să aibă. Și neavând, m-am oferit eu să-i ofer proba mea, care mi era deprisos. Și am negociat. I-am cerut bani, îți dai seama, să ceri. Cât mai costă? Nu știu, i-am cerut cred că 10 lei la momentul ăla, n-a vrut, am lăsat la 5 lei, până la urmă și pentru că sunt omenos, am lăsat la un nectar, el era barman și mi-a dat o cutie de nectar. Dar să-ți dau o bere, știi? Pro-cultura. Bine, era oricum. Pro-cultura, îi zice? Copro-copro. Copro-cultura, pro-cultura. Deci dai pro-cultura pe o bere, că să-ți merg chestia. Da, vorba aia, să scoți bani din nimic. Sau ceva din nimic. Merge. Mare lucru. Din rahat, cum se spune. Asta avem voie să spunem la televizor. Da. Așa că... Turkish Delight se numește. Delightly. Da. Delilah. Asta este întrebarea. Deci dacă ați făcut vreodată, mai mult ca sigur, în viețile voastre frumoase și fericite, nu umile ca ale noastre, vreun târg, care e cel mai bun târg pe care l-ați făcut vreodată? Că ați prostit pe cineva, că a fost amuzant, că și așa mai departe. Deja avem pe Facebook niște răspunsuri, abia aștept să le dăm. Vă așteptăm și la telefoane cu telefoane pe care le știe Blândoștuț, te rog. 0264, pot spune eu. Sunt asistenta ta personală. Astea, numerele niciodată nu sunt. 0264. Vă așteptăm să intrați în direct cu noi la 0264 504 864 sau la 0264 504 865. Să ne răspundeți corect la tema emisiunii și puteți câștiga o cană personalizată cu răsărit. Ați văzut? Deci ca la radio. Pac, pac, vorbește repede, ține minte tot. Eu tot. Așa vorbesc și când te cerți. Inex. Cum îi zici? Dragul meu, îmi pare foarte rău, dar ești un tâmpit. M-ai deranjat foarte mult ieri. De exemplu, sexul nu mi-a plăcut, mâncarea a fost groaznică, dar nu și în ultimul rând, în ultimii ani, efectiv. Așa faci. Cred că știe fiecare secundă din ultimii 10 ani orientare extraordinară, în timp. Și nu știu dacă lipsește orientarea în spațiu, n-am observat până acum, dar urmează să când o să începem analizăm. Să negociem între noi zilele libere? Păi mai înainte o făceam, ți-am zis, 14-15 nu pot că sunt Paștele, după aia am o nuntă în iunie și am și revederea de 10 ani. Nu-i nunta ta? Nu, nu, a mea nu. M-a speriat. Nu abia. Cred că va fi în următorii 10 acum, ani. Când ne înțelegem și am pornit și noi emisiune, mai trebuie să vă căsătoriți, că apoi foarte ce-am zis că îți dau o tablă de slană și sacul ăla de cartofi și tu ai zis că îmi dai ceva borcane. Da. Ceva borcane, să pui tabla. Da. Avem un filmuleț cu cum se negociază un divorț pe un frigider. Foarte mișto. Hai să vedem dacă reușim să-l și vedem. Foarte amuzant. Foarte, foarte.
Nu te mai suport! Divorțez! Ce-mi plac astea, mor! Observ! Bine, când te muți? Aici nu e hotel. Din casa mea? Casa aia copilului, monstrule! Cum poate să zică monstrule? Nu mai băga copilul, o să-l duc la mama. Toată ne aduce copilul aici la mama, de parcă cu... mama e salvare. Așa, la mama ta, nebună. Ai ceva cu înjurătură. Da. O să pleci cum ai venit. Dar ce înjurătură era? Era ceva cu... soarele tău? Să te duci la măta, nu e înjurătură. Te las prin toate tribunalele. Prescurtare, măta. Mai lungim mult circul ăsta. Ei, ce astăzi. Fain, nu-ți pierzi vocea, nu te enervezi, nu mă lași bilețele. Stop, hai la mediere. Dar observați ce frumos și caligrafic este scris. Deci se pare că este o făcătură. Când te cerți, trebuie să fie porci și să scrii aiurea și să-ți fugă mâna pe foaie. E un lucru cunoscut că femeile întotdeauna câștigă la divorț. Cucu, hai să nu mai... E un lucru cunoscut că nu... Dar e ok normal să o faci prin post-it-uri din astea, prin bilețele, pentru că și rămâne scris, știi, tot ce a fost prins în negociere. Da. Și mult mai ok. E foarte bun. Și poți arăta, da, la judecată. Hai să negociem... Uitați ce mi-a zis. Tu. Hai să negociem cine face revista presei. Fii atent, eu începe zic să o faceți voi, că voi n-ați mai făcut-o până acum. Cucu, astăzi o să fiu bună cu tine și o să te las pe tine să faci revista presei. Ce da, scumpă ea. Sunt așa bunuță. Iui. Știți de ce nu fac eu revista presei? Să vă spun. Pentru că trebuie să vii cu o jumătate de oră mai devreme decât ora la care vii. Da. Și mulțumesc. Mai bine vine Ioana. Cel mai bine. Bine, hai să vedem. Revista și presei. Nu-ți place presa decât l-am pachetat. Nu, deci eu jur că mi-e greu să citesc prostiile alea care le citiți, în care mai pomeniți de un bec ale de eu nu știu ce prăpădit. Eu vomit acolo instant când le văd. Ești dur. Măcar atâta să fac, să anunț revista presei. Stai, care e? Aici e, da? Eu anunț, fii atent. Revista presei. Da, revista presei, cum spunea colegul meu Adrian Cucu. Și începem cu ziarul nostru City News, ziarul nostru online, electronic. Aproape o treime dintre români sunt fumători înrăiți. În România 24,3% dintre adulții de peste 15 ani sunt fumători zilnic, iar 2,4% se declară fumători ocazionali. Deci că mai tragi din țigară așa din când în când. Câți ori fi fumători pasivi, numai trecând prin locurile... Toți. Cred că avem așa un 90% dintre Eu cred că astăzi așa ar trebui să spui, fumezi? Nu, și avem, crezi tu. Și avem și media cheltuielilor la un fumător, în medie 273 de lei pe lună pentru a-și satisface nevoia asta de a fuma. Bărbații, bineînțeles, sunt cei care îngroașă rândurile fumătorilor, prezența lor fiind direct proporțională cu nivelul educației. Adică, dacă ai studii superioare, fumezi mai puțin, e mai mică rata. Deși se spunea că intelectualii beau cafea, știi, și cafeaua merge cu țigara. Nu e chiar așa, e o legendă. Dacă ai studii mai puțin, fumezi mai mult. Ce se însemne asta? Țigara compensează studiile, nu? Da. Cartea. Probabil cât nu citești, fumezi. Da, sau nu știu, când nu gândești, ți-a prins o țigară. Și culmea, majoritatea se apucă de fumat în facultate. Da. Păi acolo te-a pus să gândești, să-ți dai seama ce groaznică e viața asta dacă faci și școală. Cam oromete, am făcut la țigări și m-am gândit. Am beut la tutun. Deci am beut la tutun. Am făcut țigări și am gândit. Așa e, am beut. În Servus Cluj de astăzi, hoții de capace de canal fac viața grea șoferilor. În Cluj-Napoca se fură lunar aproximativ 10 capace de canal, care pun apoi în pericol siguranța șoferilor sau a trecătorilor. Problema vânzărilor este menținută de existența mini-SRL-urilor de garaj care valorifică fierul vechi. Fiți atenți! Bănuiala noastră este că se fură cele din fontă care mai sunt, chiar dacă noi încercăm să le înlocuim pe toate cu capace din material plastic compozit. Cei de la Remat spun că nu primesc capacele din fontă, dar acestea se pot sparge, sunt mânjite cu noroi și amestecate cu alte materiale feroase și așa ajung să fie vândute. Mai cum să-ți faci o afacere din chestia asta? Păi dacă n-ai școală și fumezi mult, îți vin idei din astea.
Nu, adevărul e că se fură, vorba aia, adevărul e că se fură. Aveam și o poză cu un canal, dacă o puteți da. Cu un canal, durere mare. Un canal și o bordură, relevant pentru cum se construiește la noi. Se poate da poza? Ia uite-o. Asta e ultimul model de antifurt pentru pentru canal. Hai cum? Sau furi la pachet și bordura. E în Cluj chestia asta? Nu știu, eu am găsit-o pe jos pe internet poza. Nu știu de unde o fi, dar e tare. În pagina țara noastră. În pagina 8, pagina special, miei slab de Paște, dragilor, nu o să mâncăm grași anul acesta. Crescătorii de oi și capre din zona Clujului se așteaptă ca vânzarea să le meargă prost din cauza crizei. Nu mai pot auzi de criza asta. Păi nu mai pot. E criza de atâția ani, deci criza. Păzi, ar trebui să număr cam de câte ori au cuvântul criză. Pe cam de 500 de ani poporul nostru e în criză. Da? Plus crize biliare și altfel de crize. Da. Anul acesta se caută mai degrabă iedul, însă prețul acestuia este ceva mai mare și va mai crește odată cu apropierea Paștelui. Apropo, dragul, să știi că se vor ieftini ouăle. Asta e foarte bine, dar eu cred că toată chestia asta... Îi spui de parcă Dragoș în fiecare zi mănâncă câte 20. Mănânc, să știi că mănânc ouă și aveam o problemă cu scumpirea ouălor. Da. Eu cred că treaba asta cu miei slab de Paște e o acțiune plătită de pirații măcelari, ăia care vor să aducă, de fapt, câini să-i jupoaie, știi că se practică asta de Paște. Și-au plătit pur și simplu o chestie la ziar și, vezi, să ducă ideea că, de fapt, anul ăsta miei sunt mai slabi și se poate introduce pe piață. Câinii, tu ai dreptate, Dragoș. Tu ai dreptate. Bravo! Teoria conspirației. Exact. Cum citești corect eticheta unui produs din carne? Ce conțin cu adevărat mezelurile care ajung pe masa ta? Asta este titlul din gândul.info și avem aici câteva exemple. De exemplu, carnea de calitate superioară este înlocuită cu carne de calitate inferioară, adică zgârciuri din alea, dezosată mecanic. Zgârciuri, tendoane, proteine de slabă calitate, ce e mai rău? Adăugarea de condimente și aditivi care au capacitatea de a masca acea carne alterată, e altă tehnică. Carnea de porc este amestecată cu carne de măgar, nutrie, cal, dar și alte specii necomestibile precum pisică și câine. Ce vă ziceam? Ai văzut? Cârnați, mezeluri, salam și jambonul, toate astea sunt adesea falsificate în compoziția lor, șorici, grăsime, tendoane, urechi, stomace, ingrediente care nu ar avea ce să caute în... Deci dacă un telespectator lua acum masa, Dragoș... Să știe ce mănâncă, să conștientizeze. O luat ultima dată dimineața. Era ultima dată când se servește micul dejun cu răsărit de pe fix. Da. Lasă, în monitorul de Cluj, album despre istoria fumatului prezentat la BCU, că toți ziceai tu ceva despre fumat. Piesele prezentate în album fac parte din patrimoniul unor muzee și din colecții particulare și sunt adunate pentru prima dată într-o formă inedită la Biblioteca Centrală Universitară. Pipe, chestii bune. Dacă vreți să vă lăsați de fumat, nu mergeți. Da, ce înseamnă fumatul la pipă, rău. Fumatul la tot felul de chestii sau o istorie a mărcilor fumatului. De țigarete? Cum cred că de fapt se fumă înainte, cum se fumează acum. Da, 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 dată război cu fumatul ăsta. La pipă, la pipetă și la din alea. Dacă vreți să vă lăsați de fumat, vă zic eu secretul. Lăsați-vă de fumat. Ai, mă. Brusc. Cred că ăsta e secretul. O altă dimineață în care Adrian Cucu ne împărtășește din secretele lui. Tu nu te-ai târguit, am acumulat, nu? Vorba invitatei noastre, doamna Tatoiu, până la 35 de ani, atâtea chestii încât acum o să le zic toate care trec prin cap. Tot sezonul și de mă mai ține tu diezon și încă un sezon și tot așa. Tu n-ai negociat cu fumatul, nu te-ai târguit. Nu, m-am aruncat țigarea jos, după aia am zis ce nu-s normal la cap, am ridicat-o, mai tras cum fumea, am aruncat-o și mai trec pe acolo pe unde am aruncat-o câteodată. Da. M-am lăsat, așa, m-am lăsat că... Dragii mei, vă anunț că la francezi este mai rău ca la noi. 3500 de persoane sunt blocate sau au fost blocate în trenuri din cauza zăpezii. A? Vezi? Trebuie tot timpul să arătăm că și în alte părți poate fi mai rău ca la noi. Să nu ne plângem tot timpul. Să ne tânguim și să ne târguim. Să ne târguim. Concert Goran Bregovic pe 18 iunie la Cluj-Napoca. Clujenii îl vor putea vedea live pe Goran Bregovic într-un concert pe care acesta îl va susține împreună cu orchestra Wedding and Funeral. Data de 18 iunie, abia aștept. Și vine și Roxette anul acesta la Cluj. Cântă în duet cu... An bun. Cântă în duet cu Bregovic. La... cu Salam. Roxette cu Salam? Da, e cu Florin Salam. Frate, deci pe lângă că ăștia îți vine rău când îi vezi și cum cântă și cum arată și cum gândesc,
Mă mai iau și câte ocazii din astea să cânte cu Bregovi și cu alți șmecheri, într-adevăr. Ai lumii, muzici, să știi. Am o veste bună care vine din ziarul Gândul. Și eu zic că n-am auzit. Nu am un pic dragul, scuză. Și eu ți-am zis e că o să cânte Goran Bregoviș cu Salam și tu chiar ai crezut. O să cred, am zis. Ba da, ei chiar cântă, păi, o să cânte în vară la un festival. Sau chiar cântat. Cântă, eu ți-am zis. Au cântat, nu în 18 iunie. Nu e adevărat, eu am zis că cântă cu Roxette. Nu, un pic, dați un pic de ceva, nu știu, un filmuleț. Sistemul! Roxette! Deci tocmai m-a făcut botezam prost, că eu chiar cred că Roxette o să cânte. Nu Roxette, Goran Bregovici a cântat. Femeie cântă cu ăla și ăla. Cine să aia care cântă cu Florin Salam? Roxette, acum? Nu, mă! Așa, de peș! Adina, colega noastră de la Servus Cluj, este la telefon. Adina, tu ce zici? O să cânte Florin Salam cu Roxette anul acesta? No! Eu sper că nu, că plănuiesc să mă duc la Roxette la concert, așa că... Și nu o să mai stăm cu brichetele, să stăm cu salamurile. Și mai țâp câte un salam așa în Roxette, îi mai vine în dinți, mai cade chitara. No, bună dimineața! Nu mă pregătesc pentru asta, intru în stare. Te ascultăm, Adina, te ascultăm. Adina, spune-ne care este cel mai bun târg pe care tu l-ai făcut vreodată. Vai, cel mai bun târg. Zic că osărul e al tău și ăla l-ai făcut. Clar e al meu osărul. Sau era în facultate. Acum nu mai e. Nu știu care e cel mai bun târg pe care l-am. Cred că cel cu chiria. Da. Ți-ai negociat chiria? Da. Uai, eram o pricepută la chestia asta. Întotdeauna am avut cea mai mică chirie din Cluj și eram sub prețul vieței. Iar ești tu pricepută la toate. Astfel că acum, Adina, stai în gazdă, stai cu proprietarul. Nu. Am negociat o chirie, nu plătesc nimic, dar dorm cu proprietarul aproape în fiecare noapte. Foarte frumos. Nu, mi-am negociat chiria în urmă cu câțiva ani buni și a rămas așa de atunci. Cât zine, 30 de euro. Nu pot să vă spun că după aia trebuie să... Nu. După aia te sună, poate să uită omul la... După aia negociem și noi să stăm cu tine. Da. Să te sune să zic, Adina, am auzit că te plângi pe la TV, că ți-e prea mică chiria. În direct, tot sun la aia. Am putea să vii să vorbim ca de la om la om, trebuia să... Eu nu s-o recunosc niciodată, oricum. Okay. O să zic că n-am fost eu. Zine, Adina, ce găsim astăzi în Servus Cluj? Articol. Astăzi citit. Articole, anunțuri, publicitare, sport. Astăzi am scris un reportajel foarte drăguț despre sfârșitul transhuman din România. Despre sfârșitul unei vieți, unei ere, până la urmă, și a unei chestii care ne-a definit pe noi ca popor și ca națiune. Aoleu, era un banc cum ei. Da, dar nu mai sunt. Dar nu-l mai știu. Miei nu erau deloc. Nu știu bancul. Lasă că ți-l spun în pauză. Te ascultăm, Adina, iartă-mă de întrerupere. Ok. Așa că e de citit reportajelul acela. Mai vorbim despre casa brecătitoare care începe cu stângul. După cum bine știți și voi, el s-a blocat softul și copiii nu au putut fi înscriși în clasa pregătitoare. Plus că nu există programe after school decât la cele mai bune licee din oraș. Așa că cei mici după ora 12 vor rămâne probabil cu unul dintre părinți, cu bona, cu... Sau vor sta la televizor. Sau vor sta la televizor. Numai să ajungă până la televizor. Nu, nu neapărat. Nu. Bun. Și mai scriem despre ofertele de Paște, de vacanță în România, în Bulgaria, în Turcia. În România sunt oferte de vacanță? Da, la Băile Felix, la Sovata. Scuză-mă, nu am picat, Adina. Iară nu-ți convine ceva, tu ești din aia de mergi toată ziua în străinătate. De ce râzi când a zis Felix? De ce? Spune, dă și tu, te rog. E fain la Felix. Eu mă bucur că râzi, pentru că la Felix, să știi, uite, e de două ori mai scump decât în Bulgaria la nisipurile de aur. Înseamnă că tu poți să te duci la Felix și să faci o aroganță de 259 de lei pe noapte. Nu e adevărat, te costă benzina exact ca și când ar fi dublu aici. Te-am luat, ai stat un pic. Asta e negociere. Negociem care are dreptate. Da, ok. Eu zic că... Nu știu, eu am fost la Felix în ultima perioadă, adică în ultimii ani,
și ok. E ca și în da, tânăr și e cam scump. Dacă nu mergi vreo 10 ani, tot la fel. Da, 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 e cam scump, exact. E cam scump și nu dincolo era și este mai ieftin în continuare. Dar... Dar mai există regatul ăla al manelelor, cum se numea? Era ceva club acolo cu lăutari. Eu nu știu pe unde umblai tu, Dragoș, că n-am fost acolo. Era obiectiv turistic, n-aveai cum să nu treci acolo. Și zi, Adina, nici nu te cunoșteam pe atunci. Nici nu, nu. Nici nu ai fi vrut să mă cunoști. Da. Bun. Bine, Adina, îți mulțumim foarte frumos pentru telefon. Grijă mare ce târguiel faci astăzi. Ok, mulțumesc. Și cu cine? Te pupăm, pa, pa. Mai am un articol în ziarul Click de astăzi. Pui capul pe pernă și uiți de griji cei care sunt singuri și triști. Cucu. Deci, eram sigur. Astăzi nu mă țoiei, jur. Vor găsi o alinare chiar în perna lor. Japonezii au inventat Sleepy Weepy Pillow, adică pentru cei care plâng și dorm. Weepy înseamnă că plângi. Weep, plângi. Stai să zgadi. O pernă care știe să consoleze pe cel care este așezat pe ea. Cum detectează o lacrimă? Aceasta este... Nu. Aceasta este programată să difuzeze imediat un cântec sau un masaj reconfortant. Nu plânge, dragul mami. Testele realizate până în prezent au dovedit că perna minunea fie foarte eficientă. Pernele Sleepy Weepy Pillow reușesc cu adevărat să ridice moralul. Acestea urmează să fie puse în vânzare la un preț care încă nu a fost stabilit. I mean, come on! Sunt atât... Dacă o pernă te liniștește, înseamnă că ești bătut în cap. Serios acum. Da. Da, într-o pernă îți găsești alinarea. Dar îți dai seama cât de inteligente sunt că pot să facă diferența între o lacrimă și bale. La bale nu reacționează, nu se întâmplă nimic. Dormi, scurge un pic din gură și pernaște. Nu mai plânge, mamă, nu mai plânge. Nu mai plânge că uite, scurge din gurită. Sau dacă scurg balele, cine știe ce-ți oferă? Ce da. Prostie, Dumnezeule. Mai am eu un articol, tu mai ai vreunul? Da, tot așa. Fii atent. Hai, gata cu articole. Mai ai prostii din asta. Cu mașina care zboară, uiți de ambuteiaje. E adevărat. Cred că e mai bună decât fața cu perna. Fii atent. Când sari în Someș, în aer, nu mai ai treabă cu ambuteiajul deloc. După care... Vehiculul Terrafugia Transition poate fi condus și pe șosea ca un automobil clasic, însă se poate transforma în avion când sunt întinse aripile. Ce citești, mă? Ce trebuie să meargă pe niște stres foarte late? Unde poți să găsesc mizerile astea dacă nu un click? Pentru a decola este nevoie de o suprafață netedă de circa jumătate de kilometru, însă pe șosea aripile se pliază datorită unui motoraș electric, iar mașina poate fi condusă ca un automobil normal, cu un consum mediu de 8 litri pe 100 de kilometri, bla bla. Ați văzut cum arată? Am văzut, dar unde poți să mergi cu aia, cu aripile desfăcute? Până decolezi pe autostradă. Mergi pe autostradă și cu aripile deci dai jos pentru România alea ca să nu-ți vină faza mare de dincolo în ochi. Cucu, de ziua ta, fie o pernă, fie o mașină din asta azi iau, dar cred că cel mai bine ți s-ar potrivi pernă. Ia-mi o mașină și cu o pernă în ea să plâng în timp ce zbor. Asta e visul meu. Zbor și plâng. Ce gândește, tata? Da, încheie eu cu o știre care o să o fac fericită pe colega noastră Ioana. Acum e oficial, bărbații preferă blondele studio. Studio sau blondele scurt? Blondele studio sau blondele scurt? Da, blondele pentru studio. De cercetătorii ce? Britanici au dovedit în cadrul unui experiment, și aici vine partea interesantă, desfășurat în 3 cluburi de noapte. Asta numesc eu știință aplicată. Din Londra, da, așa că bărbații preferă blondele, asta scrie Business Insider, care este citat de gândul.info. Au ales 120 de bărbați pe care au dus într-unul dintre cele 3 cluburi de noapte alese și le-au spus să flirteze cu o femeie care le place. Bun, femeile au fost alese tot de cercetători, ele fiind în număr egal, blonde, brunete sau roșcate. Culoarea părului fiind accentuată prin vopsire, atenție. Deci de ce? N-am, eu n-am înțeles. De ce preferă bărbații blondele? Da, e vorba de... Aia, nu se știe. Studiul da, sociologic, studiu. Păi discotecă, ai zis, nu? Da, nu da, deci da. Dacă mergem la câmp și luăm acolo de la Ion și Gheorghe niște păreri, poate că roșcatele sunt faine pentru ei. Așa că, dintre cei 120 de bărbați participanți, jumătate au ales blondele. Bravo. Vezi? Vezi de ce faceți și voi emisiunea? Celelalte au luat, celelalte au luat resturile. Celelalte să vină la mine, cum era ăla pe net. Lăsați femeile să vină la mine. Ați terminat cu chestiile astea? Am terminat. Bun, trecem la lucruri mai serioase. Servus, Diana.
Neața bună. Bună dimineața. Te rog frumos, ce putem negocia cu zodiile să ne meargă și nouă mai bine? Adică să Ioana să meargă la alte emisiune și să vină în locul ei o brunetă. Eu am adus astăzi niște informații care pot să fie interesante în două tipuri de situații. Așa. Fie atunci când cunoști exact zodia persoanei cu care negociezi, ca să știi la ce să te aștepți din partea persoanei respective, fie în situația în care ai o negociere dificilă și duci pe tine cu cineva, duci pe cineva care să te ajute, să fie complementar. Îți bagi om. Cum ar veni, la negociere. Hai să le luăm pe rând. Da. Berbec. Berbecul este o fire impulsivă, cu toane. El poate să aducă în cursul negocierilor niște argumente la care nu se așteaptă nimeni. Este un partener dificil, este o persoană dificilă în cursul unei negocieri și în plus de asta poate să întrerupă oricând discuția. Să plece acasă. Da, da. Asta e berbec. Ești berbec? Imprevizibil. Taur. Da, mai știam eu despre berbeci, s-ar putea să greșesc, că sunt naivi. Și atunci, dacă sunt naivi, înseamnă că poate să negocieze prost, nu? Să îi păcălești, să le dai niște bomboane sau niște mărgele. Ce proști ai făcut, Dragoș, pe berbeci. Nu proști, naivi. Dacă e cu bomboane, există și riscul ăsta. Da, ar putea să existe. În general, în toate zodiile sunt și persoane naive. Acum nu e o caracteristică neapărat a berbecului. Nu știu la voi în zodi, dar la mine nu. Nu știu la voi. Taur. Taur, da. Trebuie să mergem un pic mai repede prin ele. Da. Nu vă mai întreb, gata. Bun. Este o persoană foarte rațională, foarte cu picioarele pe pământ, aduce argumente de bun simț întotdeauna, dar este încăpățânat, deci nu renunță la ale lui sub nicio formă. Însă are o atitudine foarte constructivă și te poți înțelege cu el, deci este foarte ok. Nu-i rău, nu-i rău. Gemeni. Cel mai greu se negociază cu o persoană gemeni, pentru că este foarte imprevizibil. Aduce argumente și clauze care ia pe toată lumea prin surprindere, iar pericolul cel mai mare este că se poate răzgândi în cursul negocierilor. Acceptă o situație, vă puneți de acord, dar la un moment dat se răzgândește pe nepusă masă și se poate răzgândi chiar și după semnarea contractului. Așa face botezan. Vine și îți propune ceva și fii atent cum face. Mergem acolo și nu mai facem nimic de fapt. Așa face și se răzgândește în timp ce ea îți explică, da? Ceva. Are vreo legătură? Ești gemeni? Nu? Sau balanță? Bun. Ce vrea ea. Sunt săgetătoare, da. Mulțumesc frumos că știți, colegii mei, buni. Este foarte greu să negociezi cu o persoană din zodia RAC, pentru că este foarte radical pe poziții. Nu renunță la argumentele sale, însă pe bună dreptate, pentru că el se bazează pe propria lui intuiție, este foarte intuitiv și într-adevăr are o intuiție profundă care nu îl înșală niciodată și care este bazată pe o percepție reală a lucrurilor. Deci poți să ai încredere că este exact cum bănuiește el, cum intuiește el. Producătorul nostru este ce spui acum. Nu-i scapă niciun detaliu și ajunge la esența lucrurilor. Așa. Cred că, da. Sună frumos ce spui, dar producătorul nostru nu are nicio legătură cu cuvintele astea frumoase. Ai negociat ceva cu el? Vă rog să-l schimbați până la sfârșitul emisiunii. Tocmai vi s-a spus clar că nu e așa. Bun. Leu. Este un negociator subiectiv. Pentru că la el, spre deosebire de RAC, care e foarte profund, ei bine, pentru Leu aparențele contează. Așadar, este un lucru care îi poate aduce prejudicii. Adică nu intră în profunzimea lucrurilor, nu-și dă seama de niște detalii. Se lasă furat de lucruri exterioare. Fecioară. Este meticulos ca negociator, atent la detalii, prevăzător, se informează din vreme asupra tuturor condițiilor de negociere. Vrea să țină totul sub control de la bun început. Și mai ales nu vrea să fie luat prin surprindere. Așadar, de asta și ia toate măsurile de prevedere pentru asta. Asta sună chiar drăguț. Fecioara nu vrea să fie luată prin surprindere, cred și eu. Bun. Balanță. Foarte bun negociator, foarte corect. Cu un spirit al justiției foarte dezvoltat, se poate adapta la orice fel de negociere.
datorită spiritului său, spiritului său cameleonic. Dezavantajul este că da, balanța vrea să fie toată lumea mulțumită. Și din cauza asta e foarte greu să mulțumești pe toată lumea. Cine-i balanța asta, Dumnezeu? Așa. Și astfel că negocierile pot să se lungească la infinit, pentru că nu poți mulțumi pe toată lumea și o tot lungim. Clar. Da. Săgetător. Scorpion. Ah. Scuze-mă, n-am mai până la tine. Este cel mai periculos negociator, pentru că are a fost o... cu tipul Scorpion, acum înțeleg. Tu ai fost cu totul, are o mare dragă capacitate de disimulare. Te prinde cu ceva când te aștepți mai puțin. Da. Și vrea să controleze absolut tot. Categoric, de-aia nu mai sunt cu ea. Deci totul se explică. Bun. Și nu lasă nicio, nu lasă nicio portiță de scăpare interlocutorului. Deci este foarte bine să iei pe cineva Scorpion când ai de negociat un lucru. Și după aia să-l trimiți acasă. După aia scap tu cumva. Repede. Da. Da, este bine de folosit în această situație. Bun. Săgetător. Este cel mai simpatic negociator. Este foarte generos și are simțul corectitudinii, foarte dezvoltat. Are un simț al dreptății, al corectitudinii mutual, adică vrea să fie și partenerul mulțumit, nu este egoist în sensul ăsta. Pentru că este guvernat, după cum știm, de Jupiter, planeta norocului, și știind că oricum este norocos, da, îi lasă și celuilalt cumva... Da, de-aia am și zis să fac emisiunea asta cu încă doi, ca să-i lași pe ei să vorbească ceva. Să nu vorbesc numai eu. Ce drăguț ăsta, simți al dreptății. Da, da, da. Asta e scumpă. Ui, ce scumpă. Nu, dar oricum tu vei fi norocoasă, așa că nu merită să-ți bați capul cu complicații, știu, nu? Știu. Știi, vezi? Deci asta în cazul în care eu și Dragoș nu-i furăm bani și o dăm în gât pe aici. Mai este timp. Că a venit vorba de bani, Capricornul da, ține foarte mult la bani. Înțelegi? Așadar, să spun mai multe despre Capricorn. Da. Este cel mai serios negociator. Nu ar accepta în ruptul capului niciun element incorrect în discuții. Parcă îmi vorbești de viața mea. Are răbdarea să dezbată în detaliu toate clauzele referitoare la orice fel de negociere, pentru că este răbdător și nu vrea să treacă cu vederea, nu este superficial, mai ales dacă este vorba despre o miză financiară, da? Deci merită banii, da? Corect. Aici nu comentezi nimic? Ești cam tăcută în ultimele 10 minute. Ce se întâmplă? Deci așteaptă până toate clauzele sunt lămurite, sunt corect, limpezite și te poți baza pe el că nu-i scapă nimic, pentru că este și el foarte profund. Diana, ce ți-a dat cu să-i faci așa horoscopul? Deci ceva trebuie să fie la mijloc, nu ceva se poate. Bani. Deci cui, pe bani sau cum? Stau și eu înainte, Diana, și avem al celălalt salar. De câte ori clipesc, îmi cad din gură monezi. Și atunci am plătit. Vărsător. Ei bine, în cazul vărsătorului este un pic mai complicat, pentru că el este foarte imprevizibil. Deci, ori este foarte meticulos în negocieri și e foarte pătrunzător, are intuiție și totul termină foarte repede, adică se prinde din prima cum stau totul lucrurile. Totul termină foarte repede. Hai, ce bună e asta! Chiar tot. Așa, foarte bună! Se concentrează, îți rezolvă o negociere rapid. Însă, am înțeles din însă, prima. Dacă nu are chef, amână la nesfârșit, dacă nu are chef să se implice în treaba respectivă și nu, deci nu se finalizează, adică nu ajungi la niciun rezultat. Eu sunt vărsător, într-adevăr recunosc câteva chestii. Păi, de asta ne râde. Pești. Nimic la vărsător. Nu, atâta. De fapt, da, e varză. Bun. Pești. Pești. Avem pești în echipă? Câteodată, e Dragoș când Ioana e liberă și nu muncește. Bun, peștii au o înțelegere superioară a lucrurilor, trec dincolo de aparențe datorită intuiției pe care o au. Ei reușesc să depășească banalitatea argumentelor comerciale și așa mai departe, pentru că se gândesc foarte mult și mintea lor e ocupată de lucruri mai metafizice, care trec de înțelegerea banală.
Însă, un dezavantaj la pești este că ei sunt foarte emoționali. Fiind și intuitivi, sunt emoționali. Și anumite lucruri din cauza asta le scapă de sub control. Am înțeles. Cam asta a fost. Diana, cruciera. Stai un pic că mai am o întrebare. O întrebare am. Am observat când zici de zodie, fecioară. Fecioară este așa și așa, vorbești la singular. Capricornul este așa și așa. La pești zici, peștii sunt. De ce peștii sunt la plural? Da, pentru că simbolul zodiei este... De ce nu-i pește? Nu, simbolul, dacă știi, sunt doi pești. Și așa este denumirea ei. Dar de ce-s doi? Funcționează pentru că sunt doi. Și eu trebuie să mă exprim la plural, fiind doi. Eu am crezut că... Nu este un pește. Să te uiți în simbol, sunt doi pești. Da? Da. Dar are vreo legătură cu ceva că-s doi? Da, are legătură cu natura duală a zodiei pești. Trebuie să vorbim de asta într-o zi. Bun. Ce gagică e în pești? Păi nu știu că-s două, dacă-s pești, sunt două. Ok, hai să vedem. Mulțumim, Diana. Mulțumesc și eu. Mulțumim, da. Bun găsit la previziunile astrologice de astăzi, 6 martie. Berbec. Dacă ai impresia că nu primești destulă atenție din partea persoanei iubite, există un motiv întemeiat. Așadar, nu începe să-i faci reproșuri, ci mai degrabă vezi unde se află o fisură în relația voastră. Taur. Autoritatea excesivă pe care o manifesti în familie se va materializa printr-o lejeră stare de tensiune în casă. Încearcă să fii mai flexibil și să discutați mai în detaliu împărțirea sarcinilor. Gemeni. Se pare că te vei răzgândi în privința unei întâlniri fixate de mult. Se va crea o mică încurcătură cu cei implicați în programul tău, însă fii prevăzător și anunță-i din timp, să nu se supere cineva. Rac. Te va preocupa câștigul care urmează să îți intre în casă, dar fie întârzie, fie trebuie să faci o realocare a sumei din cauza unor necesități survenite. N-ar fi exclus să pleci într-o scurtă călătorie în regim de urgență. Leu. Propria ta imagine nu te mulțumește îndeajuns și vei lua hotărârea să schimbi ceva. Modificările pe care ți le dorești nu sunt justificate, așadar se vor opera la nivel superficial și efemer. Fecioară. Ai impresia că cineva te persecută și trage sfor pe la spate. Te simți nedreptățit, s-au acumulat multe nemulțumiri, iar rezultatele nu sunt la nivelul așteptărilor. Cel mai bine este să îți iei o zi liberă. Balanță. Mesajele schimbate cu prietenii suferă mici distorsiuni din cauza unei deficiențe de comunicare, dar nu e vina nimănui. Asigură-te de două ori dacă e vorba să vă întâlniți azi. Scorpion. La birou cineva ți-a încălcat dispozițiile, însă nu din rea voință. Este doar o neatenție ușor de trecut cu vederea. Se va corecta din mers, iar autoritatea îți rămâne intactă. Săgetător. Dacă ești programat să dai un examen, o să te înscrii la un curs, verifică bine dosarul cu acte și orice alt document de care ai astăzi nevoie. Pregătirea unui drum în străinătate poate suferi amânări. Capricorn. Resursele financiare trebuie reevaluate, dobânzile la bănci și alte forme de venituri suplimentare te vor preocupa intens. Ai grijă la orice formă de comerț electronic și la plata facturilor. Vărsător. Acțiunile în comun îți vor răpi o bună parte a zilei și există stresul că ți se vor face reproșuri. Dacă îți pregătești din timp terenul pentru toate întâlnirile, vei fi în câștig. Pești. Strategia de la birou pare să dea roade. Colegii îți apreciază eforturile și ești apreciat. Doar că va fi multă agitație în jur și nu te vei putea concentra. Acestea au fost veștile astrale. Ne revedem mâine.